fost o provocare pentru că în continuu am căutat lucruri, am încercat să descoperim, să mergem dincolo de text. Cred că principalul motiv care ne-a determinat să alegem piesa asta a fost, l-am simțit în momentul în care am citit textul și am simțit că totul venea din interior. Cel mai important lucru pe care l-am învățat de la Hamlet este să fiu sinceră cu mine însă și să-mi pun întrebări și să caut răspunsuri la toate întrebările pe care le am și să vreau să descoper. Hamlet e dureros, dar e o durere plăcută pe care vrei să o ai oricând, vrei să vrei de nou și de nou. Îmi dau seama că cu Hamlet am amplificat și am și distrus niște lucruri care se aflau în mine. Mă stăpânește cumva. A fost o peripeție foarte tare pentru mine și am învățat foarte multe chestii. Un personaj creat în secolul XVI poate să reprezinte atât de bine o societate și mai ales pe noi, tinerii. Să ne gândim ce ne leagă pe noi, vârsta pe care avem 17 ani, 16, 18, de Hamlet. Pentru că trebuia să știm mai mult decât a fi sau a nu fi. E de neînțeles și totuși îl înțelegi. Este magic. Pentru mine e ca un labirint, ca o palentă ortocheată. Pentru că vorbește despre tu și eu, amplificați. Pentru că dacă nu e respirație, nu e inspirație. Mereu era întrebarea a fi sau a nu fi și n-am înțeles niciodată ce înseamnă. Dar acum că am făcut Hamlet, am înțeles. Iubesc acest spectacol și încărcătura emoțională din spate și, nu știu, este genul de lucru care te consumă, dar care totuși îți place. A crea niște legături. Și cum nu poți să faci spectacolul ăsta fără oameni mișto, adică fără să te conectezi cu niște oameni foarte tari și foarte buni. Îndemn către adolescenți să își permită luxul de a fi adolescenți, adică să își depășească limitele și să fie capabil și să-și transforme visele în realitate. Îmi place să cred că atunci când voi fi adult, voi continua să caut și să vreau să descoper, pentru că l-am descoperit pe Hamlet atunci când trebuia. Și ori de câte ori aud Hamlet sau la școală sau oriunde, așa trăsare ceva în mine. Totul se baza pe sinceritate și pe adevăr și cred că ăsta e cel mai important lucru. Că asta ne-a determinat să alegem Hamlet. Pentru că spune adevărul. Nu știu, e Hamlet. Hamlet. Pentru că e Hamlet. Though I cannot see, I can hear her smile as she sings.